După secole în care Europa fusese traversată de epidemii, care lăsaseră în urma lor milioane de victime, europenii au înțeles că se pot imuniza măcar împotriva variolei. Conform documentelor, specialiștii estimează că la începutul anilor 1700, în Europa mureau anual aproximativ 400.000 de persoane doar de variolă. În spațiul rural, țăranii observaseră că o anumită categorie de oameni nu se infecta de variolă sau făcea forme ușoare ale bolii. Aceștia erau cei care lucrau cu vitele, adică văcarii și lăptăresele. Infectarea cu variola vacii este motivul pentru care această categorie de țărani dezvoltase imunitate la virusul variolei umane. Benjamin Jetsey, un fermier din vestul Angliei, este cel care rămâne în istorie ca fiind primul care își expune deliberat soția și pe cei doi fii la variola vacii. Cu Andrea de Lemn a luat lichid din pustulele de pe ugerul vitelor, apoi cu aceeași Andrea a zgâriat ușor brațele celor din familie. Cei trei au trecut rapid peste infecție și nu au contactat vreodată variola. După acest eveniment, Benjamin Jetsey a fost chemat de mai multe ori la Londra pentru a da detalii despre procedeul folosit. Două decenii mai târziu de la această întâmplare, un doctor de țară, Edward Jenner, avea să documenteze întregul proces al variolării. Peste ani, Edward Jenner avea să fie numit părintele vaccinului.